Mă bucur că ați reușit să veniți, vă mulțumesc pentru interes. Mă aflu în județul Timiș pentru a participa la câteva evenimente organizate de autoritățile locale, evenimente care stârnesc atenția locuitorilor Timișoarei sau a altor localități, altor comunități din județ. Am fost în dimineața aceasta la Făget, unde se desfășoară un tradițional târg anual. Săptămânal. Pe care primarul din localitate, Alminteri, foarte destoinic, reușește să îl țină în atenția locuitorilor zonei. M-am văzut și cu primarul din Făget și mulțumesc și pe această cale pentru ospitalitate. Am avut o întâlnire și cu organizația noastră de acolo. De altfel ne-au însoțit pe toată durata șederii. Iar de astăzi, din această după-amiază, odată cu întâlnirea noastră, rămân în Timișoara până duminică dimineață. Doresc să mă bucur alături de locuitorii urbei de zilele Timișoarei, de sărbătoarea celui mai frumos oraș din vestul României, după Arad. Trebuie să o fac să zâmbiți un pic, că prea suntem cu toții topiți de căldură. Și sigur, în afară de întâlnirea pe care voi avea cu colegii dumneavoastră, e un bun prilej pentru mine de a-mi revedea amici mai vechi. Mâine dimineață voi conferenția la centrul Areopagus și apoi mă veți găsi alături de cei interesați, fie la sediul nostru din Timișoara, aici, unde mă voi revedea cu o parte dintre membrii și simpatizanții organizației județene și organizației municipale, Forța Civică, fie în centrul orașului. Doresc să merg pe pietonală, vreau să intru în două librării, vreau să-i văd pe colegii de la universitate. Să am două cuvinte despre programul meu. După cum probabil ați observat, nu există săptămână în care să nu ies în țară, profitând de vremea bună, chiar dacă nu întotdeauna comodă cu noi, pe seama căldurii. Însă orice oboseală, orice inconvenient, este compensat de ospitalitatea de care mă bucur și de buna primire pe care o întâmpin peste tot. Că e vorba de nordul Ardealului sau că e vorba de sudul vechiului regat. Regret că dintre personalitățile opoziției politice nu-și găsește nimeni timp, nu găsește aproape nimeni energie și entuziasm pentru a merge între oameni. Cu excepția președintelui țării, cu excepția mea, trebuie să o spun și vă rog să nu o considerați ca lipsă de modestie, este doar o constatare. Din păcate, personalitățile politice ale opoziției și-au luat vacanță a idoma guvernului. Poți înțelege acest lucru pentru un guvern care nu face nimic oricum, că e în vacanță sau că e la muncă în Palatul Victoria, rezultatul e același. Încă poate că e mai bine că e în vacanță, că în felul acesta nu poate să facă rău. Cel puțin teoretic. Dar mi-aș fi dorit și este un apel cel pe care îl fac oamenilor politici din jumătatea de centru-dreapta a spectrului politic românesc, m-aș fi așteptat la o prezență continuă în teren, măcar pentru a da seamă în fața oamenilor despre de ceea ce s-a întâmplat până acum, ca să înțeleagă și mai bine ce trebuie făcut de acum înainte.
nu am întâlnit cetățean cu care să fi stat de vorbă și care să nu-mi fi reclamat lipsa locurilor de muncă, lipsa speranței economice, absența șansei pentru cine dorește să, cine are curajul să pornească o afacere. Am întâlnit părinți supărați pe seama faptului că proprii copii amenință să plece definitiv din țară. Am întâlnit agricultori de toate vârstele care își exprimă nemulțumirea în termeni destul de duri la adresa guvernului, reclamând 1000 de probleme, de la evaziunea fiscală și concurența neloială în materia comercializării produselor agricole și până la lipsa de atenție guvernamentală față de micii producători. Mă întâlnesc cu pensionari care regretă votul din 9 decembrie și care, văzându-se marginalizați într-o societate pusă pe căpătuială, mă refer la clasa politică, în primul rând, își dau seama că votul din 9 decembrie începe să fie amar plătit astăzi. M-am întâlnit și mă întâlnesc cu profesori, mă întâlnesc cu oameni foarte tineri, unii cu studii, alții fără studii sau pe cale să-și completeze studiile. Lumea începe să se miște și începe să constate că nu e în niciun fel mai bine, e din potrivă din ce în ce mai rău. Și cine se uită în buzunar își dă seama de aceasta. Dar lipsa locurilor de muncă este pe departe grija cea mai mare pe care o exprimă fiecare om cu care reușesc să stau de vorbă. Că e vorba despre sine, că e vorba despre familie, că e vorba despre copii. Lipsa locurilor de muncă. Lipsa speranței economice, de fapt. E un răspuns din două părți. Primul, este limpede că guvernul acesta, de altfel expresia politică a USL, a mințit, minte și continuă să mintă. A promis sute de mii de locuri de muncă, rezultatul este anularea a peste 50 de mii de locuri de muncă. A promis creștere economică și s-a ajuns în situația în care pe zi două firme intră în insolvență, dau faliment. Același guvern este în momentul de față, în ultimii 23 de ani din 1990 încoace, și am să vă rog să verificați, nu cred că mă înșel, guvernul care aplică cel mai mare număr de taxe pe cap de locuitor. Taxând absolut toate mijloacele de producție, sau suprataxându-le chiar, cum e cazul profitului sau al pământului, sau al muncii, costul muncii în România este printre cele mai ridicate din Europa. Dacă nu chiar cel mai ridicat costul muncii în Europa, în România. Și se pregătește să pună noi biruri pe români. Este guvernul taxării fanariote. De ce se întâmplă în felul acesta? Pentru că rămânând fără bani, neavând investiții, neavând creștere economică, singurul mod în care mai pot fi plătite salariile și pensiile este prin taxare. Altfel spus, se ia dintr-un buzunar și se pune în celălalt buzunar, fără ca aceasta să garanteze în vreun fel creștere economică. Asta este o parte a răspunsului. A doua parte a răspunsului, clar, o altă politică. Și când spun o altă politică, un alt fel de politică, n-am cum să nu arăt acuzator cu degetul către o mare parte a clasei politice actuale, care în 23 de ani nu s-a dovedit capabilă să construiască un proiect pentru România. Un proiect de țară, de fapt. E motivul pentru care evoluția noastră economică este dificilă, întârziată,
lipsite de coerență, suntem totuși un stat în care creșterea economică media creșterii economice pe 23 de ani, în ultimii 23 de ani, este de 1% pe an. Indiferent că am avut ani cu 6-7% creștere economică sau alții în care creșterea economică a însemnat, de fapt, minus 8-9%. Dar media este de 1% pe an în 23 de ani. În ritmul acesta, nu vom putea ajunge din urmă în parametrul creșterii economice anuale. State deja dezvoltate din Europa Centrală, decât probabil în 100-150 de ani, în condițiile în care Republica Cehă sau Slovacia sau Polonia nu progresează și îngheață. Pentru un alt fel de politică și deci pentru un proiect de ansamblu, clasa politică actuală, o parte, o majoritate a clasei politice actuale se dovedește incompetentă, lipsită de viziune, și incapabilă să facă altceva decât să asigure propriei clientele politice minimul de confort, plata, răsplata pentru câștigarea alegerilor. Ce vă spun aici nu este un discurs politicianist. Este construit pe niște argumente pe care cu toții le-am văzut. Cel mai mare guvern din istoria României, din 1859 încoace, este cel mai mare guvern. Este un guvern... Cel mai bun. Asta urma să spun acum, da. E cel mai mare guvern și, pe de altă parte, guvernul cu cele mai multe probleme penale ale propriilor miniștri. Trebuie să recunoaștem că pentru un străin care încearcă să privească România de la aceste simple constatări, să tragă o concluzie de la, pornind de la aceste simple constatări, prima întrebare pe care legitim și-o pune, și sunt nenumărate articole scrise despre asta deja, este cum se poate întâmpla un asemenea lucru într-o țară membra a Uniunii Europene. Răspunsul guvernului în batjocură este iată că se poate. Iată că se poate. Și într-adevăr se poate pe seama noastră și pe seama sacrificării tuturor. Noi să ajungem într-o situație foarte complicată. Acum nu o spun cu zâmbet, dimpotrivă, e foarte preocupant. Eu sunt un om de 45 de ani. Vă doresc și dumneavoastră să trăiți bine și mult. La 45 de ani aparțin generației cu cel mai mare număr de reprezentanți, să spunem. Cel mai mare număr de cetățeni. Generația decrețeilor. 66 până în 72-73. Unii de dumneavoastră știu despre ce e vorba. E generația cea mai numeroasă. După 73-74, România înregistra și înregistrează în continuare un declin demografic accentuat. Crește, sporul natural e negativ. Ceea ce înseamnă că populația României se micșorează. Proporțional se micșorează populația activă a României. Populația activă a României se micșorează și pe seama emigrației economice. Aproape 3 milioane, 3,5 milioane de români lucrează sau sunt stabilite în afara granițelor țării. În condițiile în care nu se întâmplă nimic în următorii 20 de ani, cine plătește pensia celei mai numeroase generații de pensionari? Pentru că toată această generație astăzi activă, de 37, 40, 45, 47 de ani, urmează să devină cea mai numeroasă generație inactivă a României. Cea mai numeroasă generație de pensionari. Cine plătește pensiile în condițiile în care economia României arată la fel de prost astăzi cum arăta și în 1991? În care România este, din păcate, ținută de către propriul guvern într-o stare de subdezvoltare economică care, practic, anulează orice șansă pentru România. Și asta vă spun fără să citez scandalurile care stârnesc atenția tuturor astăzi. CFR, Marfă și așa mai departe. Uneori avem senzația că nu se întâmplă nimic. Iar eu vă spun că sunt mult mai multe frământări sociale în România dacă însumăm numărul participanților pe durată, pe interval, pe un interval de timp de 6 luni de zile, începând cu ianuarie anul acesta și terminând cu iunie, sunt mult mai multe frământări sociale decât au fost în perioada corespondentă anului trecut. Deci pe finalul guvernului Boc, guvernul Ungureanu și primele 2 săptămâni sau primele 3 săptămâni ale guvernului
primului guvern USL. Iar în stradă au ieșit de 8 ori mai mulți oameni în primele 6 luni. Țara se mișcă. Ce nu se vede este că exact acest lucru se întâmplă. Avem cea mai mare inflație a monedei naționale din toate statele Uniunii Europene. Și ținta de inflație va fi în mod clar depășită până în sfârșitul anului. Pe noi ne paște un 6,5%. Rectificarea bugetară care urmează să vină acum este o rectificare bugetară negativă. De altfel, ținta de deficit stabilită pentru sfârșitul anului va necesita o corectură de cel puțin 2,5 miliarde dorim de lei. Pentru că pe primele două trimestre ale acestui an au fost deja îndeplinite și au fost deja acoperite 65% din ținta de deficit. Mai sunt încă două trimestre. E clar că se depășește. Și este clar că prin rectificarea bugetară negativă, domeniile care vor fi atacate, vor fi văduvite de bani, vor fi educația, investițiile și, în mod indirect, sănătatea. Și n-aș vrea să... E greu să fii profet în propria țară. Proverbul spune că nu se poate. Dar nu sunt departe vremurile când premierul guvernului, primul ministru al guvernului, premierul României, nu va mai putea ieși în stradă. De teamă să nu dea cu ochii de oameni. Și îl provoc să iasă într-un târg. Să iasă pe trotuar, duminica. Fără gărzi, singur. Să vadă cum se uită lumea la el. Să știți că puteți număra pe degetele de la o mână oamenii politici din România care astăzi au curajul să meargă în stradă. Și e foarte trist. E foarte trist să nu poți, ca om politic, să te uiți în ochii românilor. Asta este, de fapt, calitatea unei părți a clasei politice românești și, din păcate, calitatea unei guvernări. Îl vedeți pe domnul Fenechiu având curajul să se uite în ochii unui cetățean cinstit? Că ce suntem aici, suntem totuși oameni corecți, nu? Eu cred că fiecare dintre noi ar ezita să dea mâna cu un asemenea exemplar. Asta e zoologia politică, din păcate. Nu mai vorbim de accize și taxe indirecte. Micșorarea TVA-ului la pâine, după cum ați observat, e o măsură care a fost la început râmbițată ca fiind definitivă și în urmă cu două săptămâni a început să fie anunțat faptul că dacă nu va merge, după un an de zile se va reveni la TVA-ul de 24%. Măsura nu este pentru combaterea evaziunii fiscale, în ciuda norului de propagandă, valului de propagandă pe care guvernul îl dă. Guvernul, mă rog, specialiștii din guvernul pe care l-am condus, pregătise de fapt timbrarea pâinii. Timbrarea pâinii este ceea ce previne evaziunea fiscală. Pentru că te obligă să fii corect față de acest însemn al contributivității fiscale. Micșorarea TVA-ului la pâine nu va duce în buzunarele românilor o ușurare a coșului zilnic, a plății coșului zilnic. De altfel, efectul este insignifiant. Și aici, sigur, putem să stăm de vorbă despre cum se compune pâinea astăzi la noi. Abia 9% sunt cereale și restul sunt aditivi. Dar asta este o altă chestiune. Eu îndemn pe cei cu care stau de vorbă să ia facturile de la utilități, de la utilitățile casnice, apă, curent, gaz, energie electrică, din lunile
noiembrie, decembrie anul trecut, ianuarie, februarie, martie, aprilie anul acesta. Știți că în plata din aprilie, de fapt, se descarcă toate costurile din martie. Și veți vedea o creștere accentuată a prețurilor la fiecare unitate de consum. Că e vorba de kilowattoră, că e vorba de metru cub, prețurile cresc. Prețurile se vor crește accentuat la utilități, deci la consumatorul casnic, la gaz și energie electrică, începând cu toamna acestui an. Și se va simți acest lucru. Și credem că media de creștere la consumatorul casnic, deci la consumatorul individual, nu mă refer la consumatorul privat, între lunile noiembrie-decembrie anul trecut și noiembrie-decembrie anul acesta, va fi de plus 15 spre plus 20%. Deci s-ar putea să ajungă în situația în care să se plătească cu o cincime mai mult nominal față de anul trecut. Vă spuneam că am stat de vorbă cu agricultori, de mai multe detalii diferite. Calendarul de aliniere a prețurilor gazului natural la prețurile practicate în piața Uniunii Europene duce inevitabil la creșterea prețului de producție pentru îngrășământul chimic, de exemplu. Marile exploatații agricole din România au nevoie de îngrășământ chimic. Creșterea prețului la îngrășământul chimic duce la creșterea prețului exploatației agricole ca atare și deci la creșterea kilogramului de cereale. Ceea ce se va afecta prețul la producția pâinii. Și atunci degeaba reduce TVA-ul. Dar dacă luați facturile, revin, dacă luați facturile la utilități și le puneți cap la cap, una lângă alta, veți vedea această creștere. Și creșterea se va simți extrem de puternic în ianuarie-februarie anul viitor. Atât de puternic încât întârzierea la plată pentru consumatorii individuali va atinge o cotă pe care probabil România n-a mai avut-o niciodată. Undeva spre 20-30% întârziere. Din procente din numărul consumatorilor individuali. Asta este guvernul care conduce România, de fapt care prăbușește România și, din păcate, cu mult succes. Revenind la sănătate, da. Cum vedeți proiectul Ministerului Sănătății de a transforma funcționarea spitalelor în sensul că acesta a anunțat că 20% din patrule spitale vor putea funcționa în sistem privat? Ideea nu este nouă. Dar știți cum se întâmplă? Întotdeauna se începe de la acoperiș în loc să se înceapă de la temelie. S-ar fi ajuns oricum la o pondere, poftim, în calendarul unui medic, la o pondere confortabilă și profitabilă totodată pentru practicantul meseriei, între spațiul consumat în mediul salarizat bugetar și timpul consumat în mediul privat. Ci pur și simplu aplici legea sănătății așa cum este ea concepută. Și legea sănătății este la îndemâna guvernării. N-a mai fost atinsă de nimic, domnul Nicolaescu nu se preocupă de chestiunea asta, dar nu poți schimba sistemul asigurării sănătății în România fără să mergi la legea fundamentală. Fără să pornești reforma de unde trebuie, din legea fundamentală, nu peticind. Separarea paturilor 20%, 30%, 50% nu înseamnă nimic în absența legii fundamentale. Iar la majoritatea care există în Parlament, trecerea proiectului, ultimului proiect care a rămas de la guvernul pe care l-am condus eu, pe masa guvernului Ponta. Un proiect lucrat inclusiv de specialiști care apoi au rămas în guvernul Ponta. E vorba de Raed Arafat, e vorba de fostul secretar de stat Cepoi, Vasile Cepoi, și mulți alții, profesor Adrian Străinu Cercel, în fine, mulți. Oameni care, a căror expertiză în materie de management al sistemului de sănătate nu poate fi pusă la îndoială. Au și experiență profesională, dar au și experiență managerială. De acolo trebuie început. Problema cea mare este însă că o asemenea lege, legea cadru a sănătății, în cazul în care ar trece, ar sugruma sursele de venit negru ale partidelor politice, componente ale USL-ului în cazul acesta.
Cine sunt componentele USL-ului? Nu. Păi sunt două. Și ceva mic, care se numește Partidul Conservator. Păi foarte simplu. Sunt foarte multe, aici lucrurile știți foarte bine. Sunt foarte multe surse de evaziune fiscală pe care sistemul le poate înlătura exclusiv pe seama unei reforme care pornește de la adoptarea legii cadru a sănătății. Începând cu asigurarea medicamentelor pentru diferite programe mari de tratament pentru boli cronice grave și terminând cu asigurarea asistenței spitalicești. Da. Câte vreme nu ai legea cadru, tot ceea ce face ministrul Nicolaescu este pur și simplu peticeală, nimic altceva. Și consum enorm. De altfel, deficitul de la sănătate crește, nu este în scădere. Și este cea mai mare greutate atârnată de piciorul bugetului consolidat. Asta, colegul din opoziție, de ce nu faci niciun fel de vizite sau de ce nu semnalează cetățenilor probleme? A, întreb, evident că întreb. Le spun, haideți cu mine, sau nici nu, mergeți singuri, că la urmă urmei și găsiți singur drumul, dacă e cazul. Da, oamenii au concedii. De ce nu fac o opoziție activă? Poftim? De ce nu fac o opoziție activă? Eu n-am cum să comentez motivele personale. Unii se odihnesc, alții sunt în concediu, alții așteaptă să vină un miracol. Eu vorbesc despre lucrul acesta din momentul în care ARD-ul a pierdut alegerile. Și spun, numai pe seama unei opoziții dure, concertate, sigur, cu accente constructive, că nu faci doar critică de dragul criticii, vii și cu o soluție alternativă, nu? Faceți lucrul acesta pentru că odată pierdută speranța, după ce au grijă cei de la USL să o extermine, odată pierdută speranța, nu mai se pierde și încrederea în ceea ce ar putea să însemne alternativă politică. Lucrurile se încheagă greu. Acum, eu unul și partidul și Forța Civică, noi nu stăm în niciun fel. Pentru noi cuvântul de ordine este teritoriu și organizare. Teritoriu și organizare. Veți vedea, revenind cu forță prin planul vieții publice, Alianța pentru Dreptate și Adevăr, și nu doar între două partide, va exista și al treilea component, va exista și al patrulea component, pentru că asta lucrăm timpul verii la nivelul politicilor de alianțe. Și sunt convins că până în sfârșitul acestui an, cu toții vom vedea roadele acestei insistențe pe care îi deranjează pe unii, recunosc, dar care multora le dă totuși o speranță. Insistență care mă și aduce la Timișoara după ce am fost la Făget. Nu am auzit pe niciunul dintre lideri USL să pronunțe numele Alianței pentru Dreptate și Adevăr sau să-l vadă ca pe un competitor. Nu știu, cui e frică? Mai mult primarul Timișoarei chiar nici nu consideră Forța Civică un partid neînsemnat și nu vrea să dea recunoștință. Îl consideră un partid neînsemnat. Da. Știți că nu mă deranjează asemenea lucruri. Viața te învață că nu mărimea contează. Eu așa știu. Eu vreau să mă întreb ceva apropo de Mișcarea Populară. Care e relația? Veți migra încolo? Se va face până la urmă? Doamnă, de migrat? Nu. Partidele de obicei nu migrează. Vă pot spune în felul următor. Mesajul nostru este de deschidere către toate azimuturile politicii de centru-dreapta. Ceea ce înseamnă... Poftim? Inclusiv PNL. Vă răspund imediat și la această întrebare. Oricum, către Mișcarea Populară, oricum către Partidul Democrat Liberal, evident, având alături Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat și Inițiativa România Liberală. Acum, pentru noi, Inițiativa România Liberală este, dacă vreți, produsul unei constatări. Domnul Andrei Chiliman, domnul Vlad Moisescu și mulți alții care au venit alături. Sunt oameni care își dau seama că felul în care este condus astăzi Partidul Național Liberal e perfect perdant. Este
Partidul Național Liberal este dus pe drumul către cimitirul politic. Iar domnul Crin Antonescu o face cu foarte multă încăpățânare. Are puterea să prăbușească propriul partid politic. Domnul Antonescu, îi recunosc această capacitate, are darul de a prăbuși propriul partid politic. Și o face sistematic. De altfel nici nu-mi dau seama dacă domnul Antonescu lucrează pentru PSD sau pentru sine. Eu cred că pentru sine. Dar ceea ce reușește este să anuleze șansele Partidului Național Liberal. De altfel, în teritoriu, relația dintre PSD și PNL este foarte problematică. N-aș vrea să citez primării, că vă las să le descoperiți inclusiv în județul Timiș, unde PSD-ul este singur, iar organizația locală PNL, organizația locală PDL, colaborează împotriva PSD-ului. Dar vă dau un exemplu pe care sigur ați auzit la Botoșani. PNL a rupt alianța. Și nu este singurul loc în care se întâmplă aceste lucruri. În drumurile mele vorbesc cu primari de toate culorile politice. PSD, PNL, PDL. Ce aud de la fiecare este același strigă de disperare. Proprii președinți de consilii județene, indiferent de culoarea pe care o au, ne omoară. Nu ne dau fondurile. Nu ne lasă să ne acoperim arieratele. Nu ne dau prefinanțări pentru proiectele europene, care sunt în bună parte angajate sau plătite pe studiile, sunt plătite studiile de fezabilitate sau de prefezabilitate. Iar ceea ce domnii de la putere știu, cum știu și cei din actuala opoziție, că anul electoral depinde de felul în care primarii se mobilizează. E, în momentul de față, există o mare masă de aleși locali profund nemulțumiți de ceea ce înseamnă guvernarea USL. Profund nemulțumiți. Și încetul cu încetul își dau cu toții seama ce a însemnat votul din 9 decembrie. Nu, nici mie nu este comod să dau numai peste oameni care îmi spun, cerându-și cumva scuze, îmi pare rău, știți, eu sunt de la PSD sau mai rău de atât. Și regret amarnic ce s-a întâmplat pe 9 decembrie. Că dacă știam, mi-era mai bine. Atunci eram măcar reprezentant al opoziției. Acești oameni care vi se confesează astfel au capacitatea, puterea, nici nu știu cum să numesc, determinarea să spună lucrurilor pe nume în interiorul propriului lor partid, PSD, PC, eu știu. Știți cum e? Da. Se întâmplă lucruri de felul acesta. Acum n-aș putea să vă garantez că se întâmplă într-un mod generalizat. Dar sunt mulți care își spun păsul direct în întâlnirile conducerilor locale sau județene ale organizațiilor de partid. Dar vă rog să constatați un lucru. Partidele care au reprezentanți aleși la nivel local, consilieri local primari, nu mai convoacă ligi ale aleșilor locali. Pentru că în fața protestului, când sunt 1.000 de oameni sau 2.000 de oameni, consilieri locali sau 5.000 de oameni, consilieri locali primari, în fața protestului și a supărării, nicio conducere de partid, oricât de puternic ar fi, nu rezistă, n-are cum. E foarte neplăcut, e foarte neplăcut. Iar unii dintre ei sunt puși și în niște situații penibile. Am fost în județul Mureș în urmă cu câteva săptămâni și primarii cu care m-am întâlnit la un festival anual pe una dintre văile mari ale județului, și care n-au fost altceva decât buni români, adică ospitalieri, foarte drăguți, își prezentau comunitatea cu bunele ei, bunele sale obiceiuri, în fin. Pentru faptul că s-au bucurat de întâlnirea cu mine, a doua zi au fost admonestați de președintele Consiliului Județean, care ajunge să amenințe că nu le mai dă bani pentru propriile proiecte de comunitate, pentru că s-au întâlnit cu ungureanu. Este limita superioară a aberației politice. Ori aici nu mai vorbim de oameni politici. De asta vă spun. Vorbim de o zoologie politică. E, locul acestor oameni nu este niciun fel, nici în fruntea comunităților locale, nici în Parlament. Și sunt convins că nu vrem să mai fim administrați de asemenea inși.
un pic. Care credeți că este viitorul politicii de centru-dreapta în România, ținând cont că după anul trecut, în timpul anului trecut, s-au format toate aceste mișcări diverse, dar destul de mici în această parte? Și cum pot politicienii de dreapta acum contracara mașinăria USR? Bun. Evident, divizarea partinică în jumătatea de centru-dreapta a vieții politice nu garantează vreun succes. Dar sunt câteva principii aici pe care noi le afirmăm în continuu. Au fost la început privite cu neîncredere, iar astăzi încep să strânească atenția. În primul rând, noi credem că anul viitor, în speță europarlamentarele viitor, sunt fundamental importante din perspectiva anului 2016. Dacă 2014 este ratat și tot USL-ul sau PSD-ul singur câștigă și la europarlamentare și ce ar fi și mai rău și la prezidențiale, anul 2016 nu mai poate oferi posibilitatea unor formațiuni de centru-dreapta de a reveni în prim planul vieții politice, în speță la guvernare. Cei care spun mai bine ne uităm în viitorul 2016, se amăgesc. Au o logică greu de explicat. E ca și cum ar spune, nu mănânc nimic în timpul anului pentru că oricum mănânc la Crăciun. Ai doma măgarului lui Buridan, moare până la Crăciun. Și atunci, singura șansă, singurul proiect pe care noi îl vedem fezabil și despre care am vorbit inclusiv aici la dumneavoastră, la Timișoara. Listă comună la europarlamentare. Dacă nu se poate a tuturor formațiunilor din centru-dreapta, cei care se îndreaptă către PPE, nu vorbim de ALDE sau de alte facțiuni din Parlamentul European. Deci o listă comună, dacă nu listă comună, măcar nume care să se regăsească pe listele mai multor partide. Candidat unic într-o fază ulterioară, candidat unic la președinție și, evident, undeva peste câțiva ani, spre 2016, o formulă de federare a formațiunilor politice din centru-dreapta. Vedeți că, deși cuvântul cel mai bun este fuziune, și eu personal țin să spun că, dând deoparte orice ipocrizie politică, singurul mod în care stânga din România își poate pierde influența asupra propriului electorat și asupra țării este prin crearea unui singur mare partid în centru-dreapta care să fie suficient de generos cu diferite orientări doctrinare interne. Creștin-democrație, liberal-conservatorism și așa mai departe. Și se poate așa ceva. Doar că pentru aceasta trebuie o schimbare de mentalitate la nivelul unora dintre șefii politici actuali, pe care, din păcate, le găsim peste tot. Și în PDL, și în Mișcarea Populară, și în Forța Civică, și în PNC, oameni care spun temători ca nu cumva să-și piardă iluzia pentru care a intrat în viața politică, spun mai bine noi cu noi mici, mici, dar să rămânem mici, ca să nu riscăm, că dispărăm în neant. Nu se poate face politică în felul acesta. Există însă două condiții obiective care o să oblige la așa ceva. De asta vă provoc să aveți răbdare până în sfârșitul anului și apoi să priviți cu interes primele două luni ale anului viitor. Pentru că se va întâmpla mult în politica românească din centru-dreapta. Urgența și necesitatea sunt cei doi factori care vor determina apropierea între forțele politice de centru-dreapta. Urgența, pentru că se apropie campania de europarlamentare, și necesitatea, pentru că doar unirea face putere.
Păi uite, săptămâna, nu săptămâna viitoare, peste 10 zile când încep zilele Aradului, sunt acolo tot timpul, rămân acolo tot timpul. În colegiu merg de obicei cam, asta nu pe perioada vacanței mă refer, în perioada obișnuită de activitate parlamentară și academică, în fiecare lună cel puțin 4 zile. Cel puțin 4 zile. În luna cea mai aglomerată, de fapt, a fost 4. De obicei, odată la 3 săptămâni, 4 zile sau chiar 5. Dacă mai aveți întrebări. Am multe să vă spun, dar... Tema foarte la modă acum, regionalizare. Opinia noastră, ca o formație politică, neapărat da. Personală. Da, eu știu că este... Știu că este... Da, eu știu că este... Da, ca toate emoțiile. Știu că este o temă care antrenează foarte multă ambiție și o doză profundă, consistentă de patriotism local și e perfect de înțeles. Însă, eu am să vă spun altceva. În primul rând, nu se va întâmpla acest proces. Este un enorm, un camuflaj enorm, o diversiune pe care puterea o lansează pentru a acoperi subiectele dure ale zilei, între care situația economică a României, situația socială a României, care sunt subiectele, într-adevăr, foarte dure. Lipsa sau incapacitatea de absorbție a fondurilor europene. Fac o paranteză. Sper că ați observat că mai nou regionalizarea se explică pe seama nevoii de a absorbi fonduri europene. Deci este un mare fals, o minciună. E o minciună, cum să vă spun, pe care niciun om cu cap nu poate să o creadă. De ce? Pentru că absorbția fondurilor europene se face pe seama regiunilor de dezvoltare deja existente în România. Și pe seama unui aparat, care nu e neapărat foarte performant, dar e un aparat, care nu este niciun fel atacat de modificarea, sau schimbat de modificarea structurilor teritoriale administrative ale țării. V-am dat ca exemplu. Bun. Acum. Tema este o temă cu o enormă capacitate diversionistă. Ce m-a mirat, ce ne-a mirat pe noi, a fost graba cu care acest subiect a fost lansat în public. Grabă care a reușit să stârnească mult mai multe voci împotriva regionalizării decât voci pentru regionalizare. Pentru că în spatele întrebării dumneavoastră, pe care am primit-o și la Târgu Mureș, și la Brașov, și la Sibiu, și la Arad, și la Bacău, și la Iași, pot continua. Se ascunde, de fapt, o mare nemulțumire. Cum se poate face, cum se poate ajunge la un asemenea proces fără să existe o consultare extinsă la nivelul autorităților locale, fără să existe o consultare extinsă a cetățenilor, pentru că ei sunt primii care suferă efectele regionalizării. Și cum se poate ajunge la decizii, că domnul Dragnea la un moment dat spunea că dorește să o facă prin asumare de răspundere, aceea este... confundă România cu Italia lui Mussolini. Nu al lui Berlusconi, al lui Mussolini. Ceea ce arată nu doar graba, amatorismul profund al puterii. Când legea 1/1968, legea împărțirii teritoriale administrative a României în județe, a fost votată de ce era atunci Marea Adunare Națională, ea a fost precedată de 5 ani de zile de studii de impact. A fost chemată Academia, au fost chemate colective de cercetători din institutele Academiei, care au făcut studii de impact cu știința de atunci și cu puterile de atunci. Din 1963 până în sfârșitul 1967 și începutul 68. Pe ce ar însemna trecerea de la regiuni și raioane la județe? Acele studii de impact au încercat să acopere toate aspectele, toate consecințele pe termen scurt, mediu și lung ale unui proces de reorganizare teritorială administrativă. De la migrația forței de muncă, evident, de la polul sărăciei spre polul bogăției, de la cei săraci spre bogați, da? De la migrația forței de muncă și până la transformarea structurii economice pe ramuri în anumite regiuni ale țării, unde se distrug complexe economice, ce complexe economice nou create apar. 5 ani de zile de studii de impact. Despre regionalizare, vorbirea a început să se facă în ianuarie acest an.
Eu cred că acum nu mai auziți aceeași, atât de multe voci care mai vorbesc despre regionalizare și mai nou, pe seama primarului de la Sibiu, a domnului Iohannis, care este prim vicepreședinte al PNL, proiectul regionalizării, cu ghilimele pun expresia, a fost aruncat la groapa de gunoi. Pentru că este imposibil de realizat în absența unei construcții temeinice. În cazul în care, sigur, vezi procesul de regionalizare ca fiind o etapă obligatorie, necesară, amplă, structurală, profundă a modernizării României. Și asta și este, de fapt, regionalizarea. Noi vom avea nevoie de regionalizare. Avem nevoie de regionalizare, dar nu se poate face pe genunchi. Și mai este un impediment pe care despre care domnul ministru Dragnea niciodată nu va vorbi. Marile procese de reformă structurală a statului se fac în momentul în care ai bani în buzunar. În momentul în care există creștere economică și deci capacitatea bugetară de a acoperi consecințele. Pentru că, repet, se mută instituții, vom spune, că na, la nivelul nostru de cetățean ne interesează dacă mergem să plătim rarul la Sibiu sau la Baia Mare și stăm în Timișoara. Dar consecințele pretind un consum financiar amplu. Niciodată procesele, niciun stat modern, procesele de reformă structurală nu pot merge și nu sunt create pentru perioade de sărăcie, de recesiune economică, ci numai pentru perioade de vârf de creștere economică. În momentul în care există banii capabili să acopere consecințele. Gândiți-vă la câte locuri de muncă dispar, ce alte locuri de muncă noi apar, cum egalizezi șansele de creștere economică ale diferitelor regiuni. Toate astea pretind bani. În funcție de programul meu, n-aș avea nicio problemă să răspund la acest. Din potrivă, mi-a face plăcere să spun ceea ce știu, cu atât mai mult cu cât procesele de regionalizare le-am urmărit istoricește, nu doar administrativ. Fiind la rândul interesat de așa ceva și având în minte un lucru despre care vom vorbi undeva spre sfârșitul anului din partea Forței Civice sau Alianței chiar, despre cum vedem noi procesul de regionalizare. Există, culmea este că există studii ale multor institute atașate unor universități mari, că Iași, Cluj sau București, care fac vorbire despre consecințele previzibile ale regionalizării. Poate că odată când o să ne întâlnim informal, că dacă vin la Arad, am să vin și la Timișoara de fiecare dată, măcar o zi, am să vă pot oferi asemenea studii și veți vedea că regionalizarea nu înseamnă, de fapt, recrearea regiunilor prin comasarea actualelor județe, ci identificarea polilor de creștere. Polii de creștere nu pot fi decât complexe urbane. Majoritatea polilor de creștere în România, polilor de creștere industrială, sunt fixate în medii urbane. Mediile urbane care sunt în felul acesta productive, economic, se așează ca o coroană în jurul granițelor României, în interiorul granițelor României. Un pol de creștere este Timișoara-Arad, cuplul Timișoara-Arad, nu Timișoara sau Arad. Tot așa cum un pol de creștere este București-Ploiești, de fapt, polul adevărat de creștere nu e orașul capital al României, ci este județul Prahova, județul Ilfov, Giurgiu. Jocurile sunt mult mai ample și analizele sunt mult mai delicate din punctul ăsta de vedere. Doar că dacă îl face un om dedicat politicii de partid, cum este domnul Dragnea, mă rog, ce este domnia sa? Vicerege în Telorman, nu știu ce este. Evident că... Dar eu aștept, știți cum, politic, n-am cum să privesc altfel decât cu mult umor, ce bine să simte domnul Oprișan când vorbește, când îi se spune de regionalizare, că dispare domnul Oprișan dacă se întâmplă regionalizarea. O să-l pună domnul Nicușor Constantinescu în buzunarul de la spate, al pantalonilor. Și mulți alții, mulți baroni dispar. Ori baronii sunt cei care au construit Partidul Social Democrat, nu democrația sau cetățenii. E așa de simplu. Da, mă rog, domnul Dragnea se grăbește să ne facă surprize. Nu va fi vorba de regionalizare. Am eu îndoială că va mai fi vorba și de schimbarea Constituției. Da? Și atunci apelul meu către
oamenii politici responsabili din formațiunile politice de centru-dreapta este următorul. Nu e timp de concediu. Nu e timp nici de plajă, nici de munte. Acum se construiește opoziția mergând direct între cetățeni, explicând ce se întâmplă, arătând care sunt relele care se produc în țară, demonstrând de ce este nevoie de schimbare. Pasivitatea, indiferența, lipsa de atenție sau pur și simplu confortul personal nu contribuie în niciun fel la efortul politic pe care unii dintre noi îl facem. Acesta este apelul meu și cred că e cât se poate de clar și cât se poate de încurajator. Dar constat, în cazul în care acest lucru nu se va petrece până spre septembrie, atunci da, voi fi critic. Spuneți că regionalizarea nu se va face. În primul rând că nu se face un asemenea proces în cazul în care este înțeles ca etapă, ca proces profund de restructurare a statului, de reconstrucție de fapt a statului, are nevoie de studii de impact temenice, bine redactate, capabile să ofere o privire cât de cât exact asupra consecințelor pe termen mediu și lung ale regionalizării. Aceste studii lipsesc. În al doilea rând, un proces amplu de reformă a statului nu se poate face în condițiile în care economia României gâfâie, iar bani la buget nu există. Ceea ce iarăși aruncă în derizoriu intenția guvernului. În al treilea rând, în momentul în care accepți ca România să treacă printr-o reorganizare teritorială administrativă, accept totodată că este nevoie de o dezbatere publică amplă în care toți cetățenii să-și exprime părerea asupra schimbării propriului traiect în viață. Contează foarte mult locul în care îți desfășori activitatea, locul în care îți câștigi pâinea, locul în care îți crești copiii sau îți întreții părinții. Ei bine, și aici, neexistând consultare populară, neexistând discuție reală, nici cu reprezentanții comunităților locale, indiferent de mărimea lor, nici cu reprezentanții diferitelor asociații profesionale. Regionalizarea este nimic mai mult decât un proiect fals și ea nu se va produce. Nu are cum să se producă. Riscul de a strica este și de a strica pe durată lungă, din păcate, de a distruge pe durată lungă, este atât de mare încât nici măcar PSD-ul nu se va permite. De altfel, cred că ați observat, PNL-ul a devenit foarte discret în această materie, iar prin vicepreședintelui Klaus Iohannis, a devenit critic la adresa procesului de regionalizare. E limpede că un primar știe mai bine decât un fost baron local, e vorba de domnul Dragnea, știe mai bine ce înseamnă regionalizare. Care sunt cei trei pași notificarea de preîncărul parlamentar să afundă de treabă asta prezidențială și domnului? Listă comună la alegerile europarlamentare și sunt convins că pe efort comun, corect și onest, putem aduce pentru partidele care au interes de a fi reprezentate în facțiunea Partidului Popular European. Putem aduce în Parlamentul European chiar 12 europarlamentar, care să fie afiliați PPE, în cazul în care ne unim, în cazul în care unim eforturile noastre, da? Listă comună, deci, la europarlamentare, candidat unic la prezidențiale și undeva în orizontul anului 2016 o formulă de federare și, de ce nu, chiar de fuziune a partidelor politice din centru-dreapta. Fără ipocrizie, dreapta nu poate să devină alternativă reală scăpând din cleștii compromisurilor numite coaliții, decât în formula unui mare partid de dreapta, unic. Suficient de încăpător, suficient de flexibil pentru a adăposti orientări doctrinare diferite. Liberal-conservatorism, cum e cazul Forței Civice, sau creștin-democrație, cum este cazul PNCCD și așa mai departe. Ați menționat mai devreme cum că domnul Antonescu ar putea să ducă la prăbușire PNL-ul. Cum ați ajuns la această concluzie? O să piardă alegerile prezidențiale. Știți, stați să vă spun ce se întâmplă. Haideți să o luăm așa.
foarte tehnic, școlărește. Dacă domnia sa pierde alegerile prezidențiale, pierde și postul de președinte al partidului. Dacă, Doamne ferește, câștigă alegerile prezidențiale, pierde postul de președinte al partidului. Deci, într-un fel și într-altul, sfârșitul anului viitor nu va prinde Partidul Național Liberal avându-l pe domnul Crin Antonescu președinte, al PNL. Dar până în momentul acela va fi făcut suficient de mult rău Partidul Național Liberal ca PNL-ul să mai aibă șanse. Rământările de la nivel local pe care le-ați putut observa în timpul deplasărilor în teritoriu sunt cumva unul din factorii care v-au determinat să ajungeți la această concluzie? Dați în cont și de această observație, dar nu e mai puțin adevărat că relațiile din ce în ce mai dificile între primari, consilieri locali PNL, primari, consilieri locali PSD, în interiorul acelorași județe, sau între organizațiile de partid PNL, PSD, la nivel local sau județean, relațiile acestea proaste sunt determinate și de felul de multe ori abuziv în care se comportă președinții de consilii județene, indiferent dacă sunt PSD sau PNL, față de proprii primari USL. Am câteva exemple concrete, dar n-am să mă pronunț asupra lor, am să vă las să le vedeți, dar numai în colțul celălalt al țării, la Botoșani, PNL s-a despărțit, a rupt alianța la nivel local cu PSD-ul și nu este singurul loc în care acest lucru se întâmplă. Din păcate, puțin observă, puțin văd. Dar la nivel local, USL-ul evident nu mai funcționează. Funcționează la nivel central, pentru că între domnii Ponta și Antonescu funcționează, dacă vreți, rezistă o relație personală. Fiecare încearcă să-l salveze pe celălalt. Va fi momentul când de piciorul domnului Ponta se va agăța un bolovan mare numit Crin Antonescu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.